Salut YouTube și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Fraților, astăzi suntem cu Robert Covenin de la Mama Album Pro, Cez Verbal. Și toți suntem pe aici pe parcul la Caracal, uite cât de frumos e în spate. Așa, mergem la casa lui Gheorghe Dincă să vedem cum arată pe timpul nopții. Să știți că dacă nu o să fiu prea speriat sau o să am o părere din asta mai ciudată sau mai normală, să zicem așa, să știți că eu trec în fiecare zi pe acolo, în fiecare seară și nu prea mă mai încânt așa casa lui Gheorghe Dincă, dar mergem acolo pentru voi să vedeți și voi cum e seara la acea casă. Sper să nu avem probleme, că dacă avem probleme și zice poliția, ce căutați voi aici? Ce faceți acolo? Vreți să intrați în curte sau ce faceți? Vedem cum stă treaba și dacă e, filmăm acolo, trebuie să filmăm, n-ai cum pe la poartă, trebuie să filmăm măcar. Da. Mergem repede să vedem cum arată noaptea. Ce zici, Roberte? Mergem, chiar zi mergem, haide. Zi altceva, dar noaptea e altceva. Zi altceva, a? Și asta e tata, dacă mai vreți aventuri din astea, nu uitați să rupeți butonul de like acolo, dați mai multe, dați un comentariu neapărat, share, subscribe și clopoțel. Activați toate notificările la acest canal, hai să mergem. Bun, fraților, nu vă uitați la asta al meu aici de la airbag, că ăsta de la airbag se oxidează așa ceva cel de fiecare dată, doar ce l-am schimbat anul trecut, stați liniștiți, adică what the fuck. Mai avem un pic și ajungem la Gheorghe Dincă, băi, și sper să filmăm și noi acolo, că să nu avem probleme, că na, suntem pe drum spre ăsta, uite. Hai să vă spun cam pe unde e, dacă ați vrea să veniți voi de la altă parte să vă uitați, dacă ar fi să veniți, înțelegeți? Mamă, aveam geamul deschis, ești bun. Așa? Cum veniți dinspre Craiova, e pe partea dreaptă, peste stradă de spălătorie și când veniți din Caracal e pe partea stângă peste drumul de spălătorie care e pe dreapta spălătoria și casa Gheorghe Dincă e pe partea cealaltă de spălătorie. Fiți atenți că vă filmez de aici până acolo ca să vă dați și voi seama unde e la ieșire spre Lukoil, adică spre benzinărie, că nu, spre benzinărie. Toași mă că bâzea asta, mă, de ce îmi bâzeai, mă, mai îmi bâzeam atunci dacă e să nu bâzi. L-aveți și pe Robert acolo în spate, ia uitați-l. Da, Robert în spate. Bam, bam. Și mai avem un pic și ajungem și la casa lui domnul Gheorghe Dincă. Mamă, s-a auzit mare notificare acolo. Dar îmi pare rău, băieți, îmi pare rău. Ia uitați-te aici, pe partea stângă, după dubilia astea. Ok, să vedem cum tragem pe dreapta. Pe unde să tragem noi? Uite aici. Așa. Bun. Nice. Hai să ne dă jos, lăsăm motorul pornit, că poate cine știe. Așa. Să nu ne alerge ăștia pe aici, da? Dacă e să ne alerge, fugim repede. Stai să-l frate, mână. E o tanti aici care tot să uită să vadă cine opri. Stai închită, tanti, că nu face nimic. Ce ziceți, domnul Robert? Ce să zic? Ce ziceți, domnul Robert, că faceți? Aici, pe la Neadincă. Salut, domnul Robert. Salut. Aici, la domnul Neadincă ăsta? Da. Hai să vedem. Ce mai e pe aici? Trecem strada. Pam pam pam, ce? O las pornit că poate cine știe, ne alergă ăștia, trebuie să fugim. Hai, pornește repede, haide. Ia, stai așa că stau la evacuare. Ia, dă-i repede la evacuare. Ia, dă-i. Să auzim cum s-aud seaturile ăștia, Ibița, nu mai știu ce an, că am uitat. Mamă, bine. Hai că s-aud de bine. Gata, vor mai avea ambala atâta. Ne vedem lumea, ce zic că fac handicapați ăștia. Hai să trecem. Hai, Roberte. Ia uite, tata, cum arată. Asta e. Ce ne e? Astea sunt pozele. Bă, dar e chiar trist aici, Ian. Da. Ne vrem fetele înapoi. Ce zici, bă, Roberta? Bă, voi pune în situația să fi fost voi în locul fetelor. Să vedeți că de nasol ar fi fost. Bă, trece lumea pe aici să uite la noi. Să uite ce drag fac ăștia aici, handicapați ăștia la ora asta. Ce sinistră așa. Vezi? Două sare din astea. Uite cum arată, ești nebun? Oricum, în curtea nu putem să filmăm. Stai să aprind un plic bit să vedem dacă se vede. Dacă se vede pe aici ceva, dar nu cred că se vede. Nu se vede, că e prea negru să vadă. Da, și ochii nu mai iar.
Da, deci cam asta, cam asta ar fi. Ce? Da, băi, chiar că zici că e filmele alea horror, jur acum, fără, deci fără nicio ușită, mie vine să râd din cauza asta, că mă face prost să să râd. Dar eu n-aș fi râd, să-mi pare rău acum că râd, dar n-aș. Și mi-e pare foarte. Bă, dar arată sinistru rău de tot. Arată sinistru. Mai porțile fără iarbă. Păi normal că pe aici a intrat omul, dai seama. Dacă vreți să știți care e povestea, cred că o știe toată lumea. Vă uitați pe net sau dacă nu, o să vă spun eu mai încolo în acest videoclip care e povestea cu Gheorghe Dincă. Și cam așa, da. Să dați like că dacă vreți să mai mergem pe astea, multe like-uri, comentarii multe și să vă abonați, să dați share-ul, să ne puneți la story cu acest videoclip. Să mai facem videoclipuri de genul, să mai mergem pe locuri bântuite. Ia uite cine vine. Haide. Haide, eu credeam că e poliția, dacă era poliția, fugeam de aici, știi cum? Fără mașini. Serios acum, fără nici mișto. Și ce, aș putea să zic despre asta. E legat, îți dai seama, ca să nu... Da. Stai să mă duc bulldozerul de jos, barcă asta. E, o dai cu bulldozerul. O dai cu bulldozerul. Zici că a făcut el așa special pentru treaba asta? Nu mai fer cu lanțul ăsta care e legat. Da? Eu ce lanț e nici la câinile așa, drept. Bă, chiar îmi pare rău pentru fetele astea, adică, serios acum, chiar îmi pare rău. Pâine îmi pare rău, da. Și la până la dușmani e apărat. Haide să mergem și mai vedem ce mai facem între timp. Unde de unde, unde de unde, m-am dat pe manele, ajunsăm și noi acasă și nu pot să intru în curte. Ce dracu faci, bă, acolo? Dracu, mă ții de plafon. Ia, uitați-vă. Să zic pe mașină, scocoță ca maimuța, am corcoduș. Și pe mașină să acolo. Ce faci mă acolo, bă? Auzi? Auzi? Păruțu! Nu mai are mult, hai că nu mai are mult șese. Bine, gata. Așa tot mai aici ca fraierii. Și stăm aici ca, da, pe sora mea, sora mea e mare jumecheră. Și îi dau mare capac în gură. Să zice bătaie, ia? Bine, sora mea, dacă vezi vlogul ăsta să știi că ți-ai luat-o deja. Gata, boss, acum. Fac poze pe mașini, fii atent. Ok, a doua zi și trecem pe aici, pe la domnul, pe la poartă, ia uitați, forță. Ok, fraților, și acum vreau să, că tot am prins momentul, să vă vorbesc despre programul ăsta care l-am adoptat așa, provizoriu, să zicem provizoriu, nu știu cât o să-l adoptăm, de asta îi spun așa. Și de acum înainte, de luni până vineri, după la ora 9 sau 9 jumate, depinde cum am timp, facem live-uri cu oameni, încercăm să facem cu mai multă caterincă și cum am zis de atâtea ori. Și sâmbătă și duminica să postăm eventual cât un vlog, dacă avem ce să postăm, oricum într-o zi, ori sâmbătă, ori duminică o să avem ce să postăm, că nu. Acum, astăzi, că e sâmbătă, când vedeți voi vlogul ăsta, avem un videoclip și mâine, că e duminică, nu știu, poate mai avem încă un videoclip, vedem dacă reușesc să editez un videoclip din ăsta, un pic așa mai interesant. Și cam da, cam asta e, fraților, videoclipul. Vă mulțumesc frumos că ați vizionat până aici și nu vă costă nimic să apăsați pe butonul ăla de like acolo, ca să vă ajutați să facem videoclipuri de genul în continuare, sau nu neapărat de genul, vloguri pe acest canal, vloguri bântuite, unde o explorăm locuri bântuite, părăsite și de astea mai abandonate, mai ieșite așa din comun. Am pe o fată care nu merge, zici că merge cu mortul, așa, în fine, scuzați paranteza asta. A scăpat, gata. O depășire regulamentară, mergea prea încet, frate, n-aveam ce să-i fac. Ok, nu uitați să dați un subscribe și clopoțenii care sunteți noi și să activați acolo toate notificările la acest canal ca să vă trimite YouTube notificări când facem live. Nu uitați să lăsați un comentariu în secțiunea de comentarii să spuneți părerea voastră despre acest videoclip. Sau ce videoclipuri și în ce locuri horror sau abandonate să mergem data viitoare. Nu uitați să dați un share să mă puneți la story cu acest videoclip, are fi super, super, super forță. Eu am fost Rusti, fraților, vă mulțumesc frumos din suflet pentru vizionare. Respect și ne revedem la următorul videoclip. Pa, pa!